Florentin Petre s-a retras din cariera de jucător chiar la partida victoriei Brănești cu Dinamo, clubul la care a evoluat 18 ani și pentru care a înscris 43 de goluri în 253 de meciuri. Piticul a primit un poster special înaintea partidei de la Cornel Dinu și Ioan Andone, iar în timpul meciului a fost ovaționat în continuu de tribune. La final a fost copleșit de emoții. Am pupat iarba pentru că este un gazon sacru pentru mine, pentru că am cunoscut atât de multe performanțe aici și este normal ca să-l onorez așa cum trebuie. Mi este greu, îmi vine să plâng, dar ce vrei să fac? O să plâng acasă când ajung, că acum sunt și eu bărbat tot. Un jucător reprezentativ pentru Dinamo, între cei mai importanti jucători ale Dinamo din ultimul timp și cred că atmosfera a fost destul de plăcută până la urmă. Petre a făcut pentru Dinamo foarte. A fost un simbol, un băiat la locul lui, un exemplu. Cristi Borcea îi pregătește deja lui Florentin Petre un loc în birourile lui Dinamo, dar Andone are alte planuri pentru el. Mi-a luat de pasionat mai mult de mașini de fotbal. I-am spus că trebuie să uite de mașină, că s-a făcut de antrenorat. Petre are și el gânduri mari ca oficial al lui Dinamo și vrea să-i ducă pe albi roșii unde n-a reușit ca jucător. Acest club merită mult, mult mai mult, merită să meargă în Champions League. Sunt oameni care îți doresc lucrul ăsta, avem echipă, putem să facem pasul ăsta, numai că trebuie să jucăm fotbal.